Salut! Sunt Natalia și astăzi vă voi spune un nou exercițiu de dicție. Cel ce bănaș doinaș cu fluieraș stă pe imaș pe lângă izvoraș, că e la seceriș sau treieriș și are și un măgăruș ghiduș ce stă în rumeguș, dar și un ca cam bătăuș și are și un cocoș ce s-a pitit în coș și-i tare drăgălaș, până ajunge în sufertaș. Visa apoi la uși pe dedeluș, precum un băiețaș cam trepăduș, și-ar mai sui pe curmeziș un păvârniș de pe podiș, dar s-a retras la un birtaș ce i-a servit un păunaș, fără penaj, dar rumenel pe cartilaj. Și mai avea un avantaj, că el vorbea mai cu coraj și avea dicou de camuflaj. Și mai veni și un mijlocaș, pe care îl chema Ionaș, piu de arcaș nevoiaș, ce avea cu el un cărăbuș spiriduș și un greieruș chițibuș. Și se mândrea cu un tatuaj ce a fost subiect de reportaj. A vrut să plece în voiaj, dar a greșit la demaraj, în viraj, și a nimerit într-un baraj. Și mai avea și în an anotaj, un echipaj de canotaj care a căzut pe un pavaj, motiv puternic de șantaj sau sabotaj. Și au mai, tre au mai trecut printr-un hățiș plin de frunziș, cu ocoliș pe criș. Și au traversat pe un podiș plin de prundiș și de pietriș, furat de pe acoperiș. Și s-au bătut cu un cărăuș care furase un arcuș Și avea un cățeluș de pluș cam îndesat cu rumeguș Cu ochii triști pictați cu tuș Care zăcea într-un culcuș